la vecină. Spați să filmăm, vecina dă voie el și câștigar putem să ne uităm. Mai bine să arată, ia uitați-vă. Și că acolo se vede două camere. Acolo e o anexă. E o anexă, așa se vede. Mă rog. Apoi da, da, și cu casa și este doamna aceea, care, mătușa, care... Întâi explicați și cu casa, că nu înțeleg. Ia că este doamna Țintin. Bună ziua! Bună ziua! Ia ne ascultați. Mă numesc Elena Botnari. Eu sunt soția lui fratele lui tata lui Viorica Botnari. Asta Viorica Botnari e fiica și stăpâna care a fost aici, a trăit și i-a dat afară. Deci e o rudă de-a dumneavoastră și de ce v-a dat afară? Da, e rudă. De ce i-a dat afară? Că ei s-au revenit o optime din casa părintească. O decis așa instanța? Așa instanța o decis. Dar cum o decis? O decis domnul Oleg, o decis banul, nu o decis instanța. Dar de unde știți că o decis banul? Doar nu i-ați prins cu mită, nu? Dată judecătorilor sau... Da. Nu bine, nu am prins cu mită, dar noi de câte ori am făcut plângeri. Aici de câte ori o băte pe dânsa, o scotie afară, vine de la lucru, murdar, chemam poliția, vine aici poliția și șofirie pe lângă poliție și se întoarce poliția. Dar nu vreți să întoarceți camera spre dumneavoastră să vedem cine vorbește și ce povestește? Că casa nu-i foarte important casa. Îi spune lui Viorica că iau-te soarta și de mândră, dar tu... Da. Oho, dar sunteți mulți acolo. Am o vedet? Da, vedem. Da, povestiți. Da, dați-vă așa la departare. Dați-vă așa ulea la departare. Da, noi suntem aici. Și de câte ori apelam la poliție, niciodată poliția nu vine. Iar că eu am în geantă, am cerere depusă la poliție, de câte ori vine poliția aici, nu ne face nicio dreptate. Și de atâta am ajuns și în instanța de judecată la Curtea de Justiție ultimul moment și o hotărât că optimea asta care i s-a venit ei, apoi trebuie să i s-a dat pentru o sulta de 25.750 ca să i streacă casa partea azi de optime să i streacă după dânsa. Bine, optimea aparține da, ei, dar cealaltă parte, celelalte părți cui aparțin? Mai rămân 7 optimi. Celelalte părți, eu... Ia, ascultați. Celelalte părți se revine ei, fiindcă în 15 au murit tata și mama și au îngropat pe amândoi într-o zi. Și la momentul acela ei nu avea nici o moștenire. Când am s-o luat toate întrebările astea, era făcută moștenirea. Dacă are documente de moștenire și instanța de judecată i-o dat ei toată casa și după aceea și ultima optime, înseamnă că e casa ei și nu a vrut să vă mai țină, v-a alungat pe bună dreptate, nu? Nu, dar păi, cum asta? Ies așa dreptat dacă ăștia nu au unde trăi? Asta e problema lor. Noi avem, a fost asistentul social, a fost de două ori, a fost comisia din primărie, a fost și o văzut că, într-adevăr, nu sunt condiții de trai. Aici o cameră, a fost vaca. Este lumea din Măhală care a sărit. Lumea și-a pus, a ajutat băietul și mamsa. A scos băligarul din camera aceea. Alături vecina, Gheorghe, Aurica, Vera, Bade Gheorghe, toți, Angela, toți împreună o sărit și o ajutat și o pus jos acolo. Și după și o stricat toate, o chemat bătăiu. E nu chemat înainte bătăiu să vadă tot cum a fost. Dar ce importanță are cadastru aici? Noi vorbim de proprietate, de acte de proprietate, de testament, nu? Ce treabă bine, are cadastru? Bine, acte de proprietate, de testament, dar nu se ia în vigoare nică. Omul nu are unde trăi, el a pus mâna pe tot, dar el nu a iscălit. În primul rând, trebuie să-i dăie 25 de lei, așa să socotic, să-i dăie 25.750 de lei. Să-i dăie pentru optimea asta. Dar el nu s-a iscălit nicăiurea, el nu a avut drepturi. E cu toate care hotărârea judecății.
Da, eu așa ca o femeie simplă, nu sunt prin documentele astea, așa mă socot, eu trebuie să preîntâmpini, în primul rând, într-a doilea rând, trebuie să vii cu cineva și să-i spui că ia cat, eu dat, trebuie să de văzut pentru un notar, trebuie de dat banii ăștia. Nu așa, s-a terminat și gata, a venit, a scos băietul, a apucat de mână, a scos copchilul în șorți și în maică și șede copchilul pe drumuri. Dar când a fost asta? N-are unde trăie. Și mam să trăiește la Sălești, dar mâine pe mâine. Și la mam să... Asta a fost pe data din 1. Iulie. Nu, pe data din 1, iulie 2020. Uh-huh. Miercuri seara, la orele 8 și 5 minute. Și a venit cu executor, cu poliție, tot, cu martor legal. Și vă rugăm dacă... Da, e nu a venit nici cu executor, nu a venit cu nimeni, e singur, a venit și l-a scos din astea, din casă și fără executor, fără de poliție, fără am de nimic. Am înțeles, și atunci dumneavoastră v-ați plâns da, la poliție. Da, și l-a lungat în drum. Și atunci ați anunțat poliția, poliția din sat, da? Ce zice? Ce, în care sat da. E? La Orhei sau unde? Sălești Orhei? Suntem în satul Lucașov, ca raion Orhei. A, peste râu, peste drum de Sălești. Da. Ok. Da. Și v-ați adresat poliției de la Lucașeuca sau n-aveți poliție în Lucașeuca? Ne-am adresat la poliția din Orhei. A venit poliția din Orhei și ei au venit aici și o... Sunteți pe deal, dar e slab semnalul, nu știu ce... Cine documentul după casă? Pe casă. Poliția a întrebat a cui aparține casa, pe bună dreptate, corect. Mentele pe casă, într-adevăr, că după dânsa, dar e nu a făcut procedura toată. Două zi ne-am dus cu mama și cu băietul, ne-am dus la din Orhei, la comisariat și am scris plângere. Și la sară a venit iară, e și vrea aici, nu știu și vrea, e că e... Nu înțelegem. Nu plătește bani la poliție? Nu, mai grești. Bună ziua! Bună! De unde știți că plătește bani la poliție? Bă, nu ieți, dar nu, sunt, nu știți asta, nu? O să vă dea în judecată pentru calomnie dacă spuneți că plătește bani la poliție, fără să aveți probe. Corect, noi nu avem dovedi că e, dar... Câte măsuri și câte cereri au fost scris pe dumneavoastră, ei nu s-au luat măsuri. Uh-huh. Pentru că de fiecare rând s-au închis toate lucrurile astea. Toate de ele s-au închis. Bun, dar cereri cât și... că vă alungă din casa ei, nu e obligată să vă țină, nu? Nu, dar nu ne ține, că noi suntem vecini cu dânsa. Nu, persoana aceea pe care o dat afară, cine? E rudă de-a ei sau cum? E sora ei. Și are obligația să o țină pe sora ei în casa pe care o dobândit-o legal? În instanța de judecată. Are obligația pentru că casa lor s-a împărțit în 3 părți. Și înțeles că 8 părți s-a împărțit, nu numai în 3. A dispărut. A fost împărțit în 3 părți și când a fost la sud, pe chemat-o pe dânsa, ei nu știe carte bine, doamna asta care o dat-o afară din casă. Și ei s-au scălit, nu știu, și să-i scălește, nu a citit pe foile și ele. Și în loc să-i se acorde a treia parte, i s-a acordat a opta parte. I s-a scălit pe ei și nu a citit. Iată și a fost cauza. Păi, acum ce să facem? Și lasă, scrie acum o plângere i s-a acordat această opta parte, dar nu a fost încă hotărârii de la judecată ca să dea afară cu ele. Dacă nu există încă decizie de judecată, atunci, într-adevăr, e noi abuziv. Știți ce am vrut? Noi am vrut ca să credem poliția nu se mai hotărăște nimic. Noi vrem să vă rugăm pe dumneavoastră dacă e posibil cumva să vorbește Moldova ca să ne sfătuim. Eu nici nu știu cum să mă adresez la dumneavoastră. Eu înregistrez. Acum sunt și iuriști, da, sunt și eu înregistrez ce îmi spuneți dumneavoastră. Ca să poate cumva ei hotărăște. Eu pun asta pe internet și o să vadă și vorbește Moldova. Luați link-ul, dați-l lor, dar nu cred că nu i-ați sunat. Dacă nu v-au răspuns, poate că nu au considerat important dosarul, cazul ăsta. Că ăștia de la televiziune mai aleg, așa, pe sprânceană. Noi am sunat, dar nu am dat decision.
Noi nu am dat de dânsul, noi am sunat. Am înțeles. Eu nu sunt la Chișinău, eu sunt la București și oricum nu sunt legătură. Pur și simplu, de băiatul ăsta că l-a dat afară din clasă. Mama, nu e. Dar ce trăiești copilul minor acolo singur, cu mama trăiești? Noi chiar îmi spus de atâta ne-am pus pentru... Nu, el nu e. El nu e minor. Că m-am să iei într-adevăr, noi am fost aici și am văzut ușă de ușă, că... Eu trebuie să pe mă să zic, Doamne, iartă-mă, de murdărie și la urmă nici o dată afară, vine pe noi, nici tot ne ofensează. Ei bine, dar nici nu știu ce ori am dat-o la poliția, am știut doar chiar de seara, am chemat poliția. Ei văr de frică, ei cu banul faci tot. Unde mă întâlnești, mă faci păcătoasă, că nu am cas, că nu am... A, deci neta ești sora cu băiatul care ați fost dat afară din... Ia ca sora, ia-i sora, da. Și băiatul înțeleg că nu-i minor, e matur. Eu... Da. Eu trăiesc cu cumva și mă sălește trăiesc. Eu sunt... fost copilul minorul lăsat să trăiască aici. După ce am primit copilul majoritatea, eu început, cum s-ar spune, țări într-o roată. Eu am avut grijă de părinții, eu veneam de la lucru, ne-a tras lunina și și mie, ne-a stâns lunina iarna, era copilul la școală. Da, ei, are, chiar noi suntem martori că la noi prin grădină o tras lumina la anexa asta care e unită de casă, o tras, eu am făcut contract cu dânsa și o tras lumina din banii ei, eu am lucrat cu ziua pensat, urmărit banii ăștia și o tras lumina aici. Are internet, contract pe dânsa. Casa fără uși, fără perete. Lasă, vadă televiziunea. Bun, dar... Eu vreau să vin să ieși să vadă, ei mă faci tot felul, tot e drumul. Când a fost partajarea, când a fost împărțirea casei, când a fost decizia aceea de judecată despre împărțirea casei și zici că ai semnat un document pe care... Nu se aude. Partajarea casei a fost în 2016, în februarie. 4 ani. Și în ziua de când s-a partajat la Zoom-ul. Partajarea a fost partajată în 2016, da, 4 ani în urmă. Și până s-a partajat, până a fost decizia de partajare, a lăsat-o cu lumină tot. Numai în ziua de când a căpătat documentul de ultime, eu a venit și eu sunt lumina, în vreme de iarnă. Aveam ea, că sunt de scrisorile, este unul a fost asistent social și a văzut că... Da, la Curtea de Justiție scrie că Botnar Viorica a transformat casa într-o murman de gunoi. A lăsat casa fără uși, fără ferestre, a format trâșa, lumina a tăiat-o și i-a tăiat apa. Dar toate acestea nu-i drept. Ia că se duce femeia care ține telefonul și o să vedeți într-adevăr că sunt ușile, sunt ferestrele, numai eu o schimbat aici, că casa cerea reparații și când trăie părinții ei. Nu amu, că ei nu transformat-o, dar ei în casă nici nu au șezut. Eu au șezut în anexa asta unde a șezut vaca. Și de atâta la toată lumea e indignată, fiindcă eu au cumpărat vacă cu mamsa, au cumpărat porc, Viorica, păsări, el i-a luat pensiile și astea, compensațiile la părinți și la urmă au spus că eu îngropat și ei s-au revenit cel mai mult. Și asta nu-i drept nimic și-a scris toate întrebările astea la judecată. Și-a alungat-o pe sora ei chiar și din bașca, din sarai unde ține vaca altădată, da? Nu ne oprim aici. Eu de pildă... Da. Bun, chiar și de acolo de unde și de vaca o alungat-o și încă o stricat un părieti. O stricat un perete la camera asta unde o stat vaca și unii oameni, vecinii au ajutat și au făcut și cu dovada asta și au zis că să aducă porci, să crească aici porci și pe dăși să-i lese în camera și ea. Ei, și ei n-au mai făcut nică, o mărs așa, lasă, dacă n-avea unii trăie, o rămas și așa. Și într-un moment dat o stricat astea peretele și au pus ușă. Și o scos astea ușa și el de atâta are dovezile astea că a lăsat casa fără uși, fără ferestre. Asta nu-i drept. Știi tot lumea, știi tot satul, știi tot măhala. Și spune e, asta nu-i drept nică. E cu banii, dar noi vrem să vedem și stă în capul meu, să stă legea ori stă banul. Și a să mergem, eu singura să mă duc la CEDO
și am să duc scrisoarea asta și am să duc toate plângerile. Și am să o iau cu copilul mitel, că ea are copilul mitel de 7 luni amu. Și am să o iau și am să ne ducem și am să vedem. Poate acolo am căpătat dreptate, că aici nu putem. Și în primul rând ea nu știe carte și eu am procură pe dânsa. Eu nu sunt tutelă, că ea nu-mi trebuie să știu tutelă pe dânsa. Că dacă ești tutelă, primești bani, dar nea banii ei nu-mi trebuie. Eu numai pot să-i apăr interesul că să mă duc, ea ca de pildă trebuie să scrie, să o iscălitură, eu să citesc și ap să-i dau voie să-i scălească. Eu nu știu, scrie, dar în cazul că nu primesc... E doar nu știe ea scrie, dar are buletin, are capacitate de exercițiu, da? Buletin are, atâta știe scrie, numai botnari. Dar Viorica, dacă îi scrie pe o foaie, e pe urmă copie de pe foaie. E nu știe carte. Și trebuie... eu am fost slugă, deși eu rămas, să vă spun, deși eu rămas așa în urmă, fără carte, fără nică, că în primul rând a fost slugă în casa asta. Eu a fost și cu vaca, și cu jițel, și cu porc, și cu prășut, și cu ghetete. De atâta nu a învățat carte. El a fost cu hi-hi-hi și ha-ha-ha și la urmă și a rămas. Să vedeți și ca să trăiești ieși. E una, două, că trebuie să faci casă și tu. Cinci de ăștia la o mână, dar nu stai tot una. Una a avut capacitate așa, una așa, dar am rugat-o de multe ori. Eu, Lișina, am rugat-o de multe ori. Las-o, eu partajat ograda. Haideam să o sărătăm. Noi n-am să ne apropiem de tare, noi să vărătăm la distanță, că aici sunt două porți. Eu cu spătării, dar sunt două porți. Iată, eu ați vărăt acum. Oricum, apropii, casa și porțile nu sunt foarte relevante. Așa este, o casă aici. Mai relevante sunt documentele și deciziile de judecată. Să-mi dați, vă rog, eu știu numele persoanelor ca să le caut pe internet ca să văd ce a decis instanța de judecată. Cea de la Orhei, probabil Curtea de Apel, Curtea Supremă, dacă s-a pronunțat. Dar neapărat și dumneavoastră și femeia aceea analfabet are nevoie de avocat și probabil nu are venituri suficiente ca să angajeze un avocat al ei și are motiv să ceară avocat de stat. O să vă dau O să vă dau contactele de la Centrul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat să ceară un avocat ca să o lămurească. Da, cu noi dorim asta. Că nu o să poată ajunge la CEDO până nu epuizează toate instanțele interne și până nu respectă toate procedurile. Deci îi trebuie neapărat un apărător, o apărătoare, un avocat. Acum casa degeaba mi-a arătat că nu are nicio relevanță. E clar că au alungat-o pe sora din casă, da? Cu fiul ei au alungat-o din casă. Bine, ea stă, înțeleg, cu concubienul în alt sat, dar fiul ei stătea acolo și pe el l-au alungat, fără să existe o decizie de judecată, probabil. Dacă ziceți că n-au venit nici executori, nici polițist la fața locului, înseamnă că probabil nu are o decizie de judecată. Nu, nimic. Plus la asta, au avut în ianuarie 2018, 18. Au venit cu chistolul la dânsa acasă, ieșea, era ea acasă, s-a înțeles, vină acasă să ne înțelegem cu casa. Și ei au venit și s-au folosit de momentul că ei trebuie, ei vrea să o vândă și ei trebuie, ei nu-i trebuie și casa asta, că ea are casă. Că doamne, și e sănătoasă, nu odată i-am spus, nu te bate pumnul în chept, azi că ești pe tron, dar într-o secundă nu știi ce se poate întâmpla cu tine. Și lasă-o să stăi în casa asta, în camera asta unde a șezut vaca. Dar cine a venit? Cine a venit cu chestolul? Mătruc Ludmila a venit cu chestolul și astea cu fata și cu sora cei mai mari. Și? O folosit chestolul sau amenință sau ce a făcut cu chestolul? Da, s-o amenință ca să îi scălească, să-i dă optimea asta care o are. Ies, i-o dă optimea ei ca ies, poate să vândă casa. Bun, și de ce nu s-o plâns? Și atunci când a semnat document și zici că nu știe ce semnează? Și atunci când a amenințat-o cu pistolul, de ce nu s-o plâns la procuratură, la poliție? Ea n-a ascultat, ne-am plâns, ne-am dus a doua zi, ne-am dus, i-am rugat. E atunci, în vremea când au venit de aici, au venit pe la mine, au venit spărietă, nici nu putea să grăiască. Și zici, eu încă, că atât de una o întrebam, și să mai aude la voi? Și se aude acolo în deal, dar ei nici nu putea să grăiască și bărbatul încă mi-a spus. O zis că ea că au vrut să o împuște pe Viorica, dar încă eu mi-am făcut cruci și am zis că ei, Doamne ferește, nu mai spune nici minciuni.
Da, ei au zis că da, e drept. Și a doua zi eu m-a rugat, m-a stat până s-a revenit și m-a rugat, zice, adem cu mine, adem la procuratură, te rog frumos, să mă... Și pe băiet l-a bătut atunci, a zis, haide să ne ducem să mă jălui, că e că damă dacă a ajuns, că a venit și cu pistolul. Și ne-am dus, mai scurt, tot s-a făcut procedura și botnarul Viorica s-a constatat că într-adevăr stătii e tot drept și trebuie să-i dăi, așa au decis judecata, Curtea de Justiție, 20.000 morale ușerb și 3.500 cheltuieli de judecat care le-a depus Viorica. Și-o plătit? Nu le-a plătit încă. Dar de când e decizia? Dar documentele le aveți, da? Documentele le avem, dar nu mai țin minte, atâtea hârtii, dar nu mai țin minte. Bun, deci trebuie neapărat să găsiți avocat, vă dau acum și contact la Centrul Național de Asistență Juridică ca să vă spună ce să faceți. Eu mă uit acum la hotărârile judecătoriei Orhiei ca să văd botnar Viorica. Da, dacă eu am luat copii... S-a dus la doamna Cupcea acolo și la... Parcă îmi pare că așa, ea nu mai țin minte, dar nu mai țin minte nici eu, că eu nu am fost cu dânsa. Și atunci eu în echipă, că i-o dat și-o iscălit hârtia asta care... o optime asta să o treacă după dânsa. Eu nu pot citi. Și alaltă seară când a venit, apoi ei îi spune, zice, hai mâine să-ți dau acele 25.700 și mai scurt aici n-aveți și căta. Am găsit cu botnar Viorica doar două divorțuri, în 15 și în 19, cu botnar Vitalie și cu botnar Tudor. E aceeași persoană, botnar Viorica? A fost căsătorită cu Tudor botnar și cu... Vitalie, nu, botnar. Auzi, la momentul de atunci, ascultați pe mine. Atunci, la momentul când toate întrebările astea s-au făcut cu judecată, atunci era scripnic Viorica. Pe urmă, eu a divorțat de soț și a trecut botnar de familia de fată. Vedeți din tăi scripnic Viorica și pe urmă botnar e Viorica. Deci atunci instanța au decis că... Și mutruc Ludmila Ion. Da, iată, mutruc Ludmila cu scripnic Viorica, partajarea verii succesorale. Da. S-a pronunțat pe 9 aprilie. Sau ce citesc eu? Hotărâri. Judecătoare Veronica Cupcea. Cupcea, da. Da. Deci în aprilie au decis. Și ce au decis? Se admite cererea de chemare în judecată. Înaintată de Ludmila Mutruc împotriva botnari în anterior scripnic, privind partajarea verii succesorale, ce constă din casa individuală de locuit cu numărul cutare aferent acestea cu numărul cutare situate în satul cutare, prin atribuirea în natura casei individuale de locuit cu alt număr cadastral. Contra unei sume bănești de 25.750 de lei și excluderea părintei botnari din sectorul coproprietarilor. Deci, au promis că îi dă 25.750 de lei și ia cota aceea de jumătate, de, sau cât acolo, o treime, o optime din lot, da? Da, dar eu mă supun că trebuie convoierea, ei trebuie să iei cota aceea aparte. Nu ei, că nu îi trebuie acele 25.000 să le iei, dar nu are unde trăie băietul, el nu are mâine, poi mâine, vine și ia acasă, unii se duc cu doi copchii de 7 luni în brațe. Înseamnă că să ne ducem luni, la Curtea de Justiție și să dăm scări acolo unde s-au luat decizie. Necorectă. Și să vedem unde s-a ajuns. Dar la care curte, la care instanță a ajuns dosarul? Că dacă în aprilie s-a pronunțat... Ei nu are bani. La care instanță a ajuns dosarul? Că dacă s-a pronunțat în aprilie... Ultima... A Curtea Supremă? Ultima instanță, Curtea de Justiție, Supremă, da. S-a pronunțat și, recent? S-a pronunțat da, și fără drept de atac. Ah, păi dar după asta vă puteți plânge la CEDO, dar tot da. Avocat vă trebuie, numai că nu mai puteți cere avocat de stat. Acum deam-o numai cu...
Numai cu un avocat care să vrea să vă ajute, sau gratis, sau cu bani. Ia nu ascultați, ca să ajungem la CEDU, scriem noi la CEDU, asta suntem de 2-3 ani. Dar da. Unde stă copilul? Da. Copilul stă pe drumuri, el vine și stă noaptea sub, sub poartă. Și doarme, amu vine că e cald, e bine. Dar pe urmă și ar să facă, ea vine iarna. Unde se duc copilul? Că acolo la Selești cu mamsa, acolo tot e o familie numeroasă și nu au unde. Că tot e casa mitică și nu au unde să stăi toți. Dar dacă era aici și stătie băietul, nu era probleme și nu făcea probleme la nimeni. Chiar nu se poate de rezolvat, omul nu are unde trăi, altul are 3 căsă, odată și pisor să afară din casa părintească, pisora lui bărbatul. Are o grămadă astea căs. Nu se poate de rezolvat. Odată și pentru totdeauna. Așa lege la noi în Moldova. Unde să apelăm noi? Ori s-o iau să ne ducem la CEDU. Ne ducem ca să împrumutăm și să găsim acolo 200 de euro și să ajungem pe la CEDU. Și să stăm acolo pe scări la CEDU până să rezolve întrebare. Doamnă, nu, la CEDU nu se merge. La CEDU scrie scrisoare. Pe 24 iunie... Scrie scrisoare, dar... Curtea Supremă zice, se declară inadmisibil. Scrisoarea poate să ajungă în 2-3 ani acolo, răspunsul. Recursul înaintat de Viorica Bocnari. Scrisoarea poate să ajungă în 3-4 ani, răspunsul de la CEDU. Dar unii copilul să șadă la momentul de față. El vine noaptea și șade sub poarta aici, am o bine, e vara. Dar pe urmă, a ieșit copilul în maică și în șorți. Toate lucrurile sunt în casă. Și frigider, și televizor, și toate hainele copilului sunt în casă. Chiar așa dreptate este, chiar așa lege este în Moldova asta la noi. De atât am apelat la măta, poate să ne dai un sfat, că știu că am mai avut noi de furcă cu alte întrebări cu măta și știu că ai rezolvat. Vă spun că neapărat trebuie insistat la poliție să intervină, pentru că văd că decizia e din 24 iunie, și lui Botnar Viorica i-a respins recursul, deci ea nu a fost de acord cu decizia Curții de Apel. Eu nu știu ce a decis Curtea de Apel, pot stau să citesc acum decizia Curții Supreme, dar e clar că ei i-a respins. Deci i-a venit ea și l-a dat pe nepot de afară din casă, nu înțeleg. Trebuie neapărat să intervină poliția. Dacă poliția nu intervine, mergeți și protestați. Mergeți și protestați la Comisariatul de Poliție Orhei, la Ministerul de Interne la Chișinău sau sunați măcar. La Ministerul de Interne vă dau niște telefoane de la Serviciul de Securitate Internă. Dar le scrieți, vă rog, pe telefon? Da, vi le scriu acuși pe Viber. Și acuși o să citesc deciziile și poate o să încerc să mă lămuresc până la urmă ce s-a întâmplat. Dar din cât îmi dau seama, au fost cam abuz al... mătușii celia care au dat copilul afară. Na, nu-i chiar copil, dar e nepot. Cât are? 18 ani are acum, da? Da. 19. 19 deja. 19. Am înțeles. Dar n-are importanță. 19, 20. Da, fiind da, părinții, tot copil. N-are nicio importanță, drept. Bun, mulțumesc pentru încredere și pentru apel. Am înregistrat și public chiar acum. Și vă dau și contacte de la Centrul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, filiala din Orhei, dacă au, dar nu, probabil la cei din Chișinău trebuie să o folosiți. Și după aceea, avocatul poporului... Ia n-ascultați, toată măzala vrea să ne vorbește Moldova. Eu n-am acces la televiziunea aceea. Acolo sunt iuriști la Vorbește Moldova, că toți urmărim emisiunea asta. Pare rău, eu n-am acces la televiziunea aceea, eu pot doar pe Curaj TV să public. Da, eu public acum și poate o să vadă și echipa de la televiziune și o să publice. Și o să vă invite, poate, da. Ținem legătura. La revedere. Dar unde se află Vorbește Moldova? Eu nu știu, era odată la Moldexpo. Mulțumesc frumos! Televiziunea lui Plahotniuc odată era la Moldexpo. Acum nu știu unde s-a dus, că Plahotniuc a plecat și a rămas fără bani.